Bună dimineața! Nața! Ce frumos e ursulețul ăsta desenat aici. Acum le vedem mai bine pe toate, pentru că e destul de dimineață și dacă n-au deschis, sunt obloanele trase. Azi e o zi superbă. Încă o zi la birou, domne. Urmează să mă duc să muncesc pentru patrie cu mult spor și îl las pe soțul meu să se desfășoare în bigul oraș London. De unde? Că eu lucrez astăzi. O să stau la hotel până la jumătatea zilei. Și după aia mă mut în lobby sau vin la tine. Care și facem trebuie? Ceva foarte interesant astăzi. Ce facem? Mergem acasă. Yes. Da, cred că ăsta e cel mai bun lucru. Nu știu de ce, dar voi obosim așa când venim aici, să vedem dacă ni se întâmplă la fel când o să mergem și în Europa. Multă gălăgie, multă activitate în orașul ăsta, iar noi suntem învățați cu viața la campanie. Vrem să ne întoarcem la noi la țară, acolo, da. La Sheffield. Iubesc Sheffield. Am mai zis asta. Delia președinte, da? Exact. E, acum e dimineață, e bine, nu e lume, vedeți, nu e nimeni pe aici pe stradă, e bine. O să ieșim acum în bulevard și probabil că o să auzim toate mașinile, de-aia am să ne oprim aici. Vlogul de azi o să fie din bucăți, rupturi. Începem cu asta, continuăm pe la cafele, vedem! Hai că am lăsat-o pe Delia la birou, mă duc până la mașină. Noi avem mașina parcată cumva între hotel și locul unde are ea birourile. Și am zis să mă duc să duc unul între ghiozdane, să-mi rămân cu unul singur. Cred că v-am zis și mai devreme, dar a doua parte a zilei vreau să o petrec. Nu aș vrea să mă mai duc la Delia sus, la birou, pentru că are colegi astăzi, care are întâlnire din asta de finanțe, are colegi, are tale și de regulă am văzut eu. Delia caută să se asigure că mi-e bine, că stau bine, că nu lipsește nimic, în loc să fie concentrată la ceea ce are ea de făcut acolo. Și atunci aș prefera să stau în lobby la hotel. Am și vorbit deja, zis că e ok, pot să stau ca la gară liniștit, nu e nicio problemă. Ideal ar fi, dacă am putea mai târziu, să mai comandăm niște grecesc. Am luat grecescul ăla aseară, a fost genial. Mă rog, miroase în camera aia acum când o să mă întorc. Băleu, exact cum am mirosit în Franța, când am fost la Hotel Campanile și ne-am luat noi camembert. Bun, am ajuns pe lângă parcare, o să las și astea. Tocmai mi-am dat seama că noi avem parcare până la 7, credeam că avem până la 6 și mă gândeam că n-ar fi o idee rea. Poate mai dăm o tură diseară, pentru că uitați ce vreme superbă e astăzi comparat cu ieri. Și astăzi, desigur, trebuie să vă așteptați la un vlog hectic, așa cum facem noi. Noi spunem din rupturi. Adică nu reușim pur și simplu să ne organizăm de fiecare dată când venim în Londra să facem ceva structurat. Tot timpul ne distrage, ba una, ba alta, ba stai că avem treabă, ba stai că nu avem loc pe stradă. De-aia noi suntem așa de ahtiați să fim la noi, acolo, la noi, la Sheffieldianu, cum îi spunem noi, la Sheffieldistan. Pentru că acolo întotdeauna noi ne simțim în elementul nostru. Mi se pare extraordinar câtă artă urbană există în Londra. Și nu puteți să spuneți că nu e talent aici. Dați-vă cât e de frumos, cât de detaliat este. Și nu le scapă niciun colțișor, după cum vedeți. Nu înțeleg exact ce e aici. Dar străduțele astea, din partea de est, central-est a Londrei, pe mine întotdeauna m-au fascinat. The Black Cab. Și asta este minunăția Londrei, ceea ce se consideră că este o semnătură. Și e plin de bicicliști. Unde te uiți, tot soiul de biciclete, microbiciclete. Toată lumea e pe hipstereală maximă aici. Dar ce face domnul? Acum aș face curat în mașină aici, în parcare. Sunt foarte mulți Uber, Bolt și așa mai departe. Oameni care... Practic ăsta e jobul lor. Și eu nu-mi dau seama cum fac ei. De se manifestă în orașul ăsta, pentru că e o aglomerație teribilă, domne. E groaznic, abia te miști dintr-un punct într-altul. Dacă în vlogurile anterioare pe aici era plin de măsuțe, toate restaurantele astea fiind deschise, acum e de-a dreptul pustiu. Și mă uitam să văd dacă au meniurile afișate pe aici, pentru că aș fi vrut să ne uităm împreună la prețuri. Sunt majoritatea restaurante indiene, pakistaneze, genul ăsta. Este unul dintre restaurantele la care am zis că o să mergem și noi, pentru că este un restaurant cu față de masă. Știți că eu am nebunia asta cu fața de masă, ca la anuntă. Dacă te uiți așa, nu te-ai aștepta ca peste
seară să se schimbe brusc peisajul, pentru că peisajul e destul de dubios. Aici e un fel de loc de rugăciune, toată chestia asta. Am uitat cum se numește și e și un crematoriu un pic mai încolo. Uitați, niciun colț fără Amazon. Mergem în cameră, o să rămân aici până la 12, cum v-am zis. Aceasta este camera pe care o parte dintre voi ați văzut-o aseară pe live, așa că astăzi este deranjată, dar e o cameră foarte mișto, foarte modernă. Îmi place mult de tot chestia asta, mi-ar plăcea să avem și noi acasă așa. Ai lumina pe diferite nivele, aerul condiționat, mă rog, astea cu Do Not Disturb și Do Not Make Room nu funcționează, dar lampa de citit e super, e o lumină de sus de acolo care vine. Și aici e un fel de hartă a Londrei și toate camerele au așa, că noi am mai stat la lanțul ăsta de hoteluri. Altfel, știți, clasic, televizor, scaun, un fel de birou, o chestie care mie îmi place foarte mult și pe care v-am arătat-o și aseară. O să spui valiza aici, vedeți? Și ai acces la ea și intră de desubt acolo. E super practic. Deci chestia asta mi se pare super practică și mă gândeam că ar fi mișto să avem și noi acasă, așa? În rest, nimic special. Un duș, chiuvetă, toaletă, na. Știți cum e, ca la baie. O cameră mică, intimă, are și fereastră. Noi inițial am crezut că nu duce nicăieri fereastra asta, dar stați să vedeți. Nu o să mai ridic asta. Dă undeva într-un perete. Deci e un perete, e o cărare ceva pe acolo. Cred că de-aia a și fost închisă. Eh, cam asta e camera noastră. Sau mai bine zis, a fost camera noastră pentru că mă face check-out. E mișto hotelul ăsta, dar e cam scumpuț. E 160 de lire, ceva de genul ăsta pe noapte. Mă rog, nu am plătit noi că suntem în treburi de serviciu astăzi. Ieri n-am plătit nimic pentru că am stat la hotel Tractor, cum știți că facem noi tot mai nou în ultimul timp. Seara s-a lăsat cu dezmăț. Înghețată. Toppinguri pentru înghețată, suculețe, Lux parcă se numeau, nu? Nu era domnul. Da. Lux. Așa că și jos acolo o parte din ce-a mai rămas, din Grecescu, de care vă ziceam, uitați-l. Bun, hai să facem wrap-up și ne vedem în jos. Care îmi place la hotelul ăsta este că e super intim, are un lobby care nu este niciodată aglomerat, pot să-mi scol laptopul și să lucrez, am prize, am tot ce-mi trebuie. Hai că mai avem o oră până terminăm și Delia, dar mă gândeam așa că bun, lucrez la lobby, figur, hotel, mobil, dar nicăieri nu mai vine ca acasă. Când stau eu așa tolănit în pat și trag o cafea aproape, mă duc când fac un ceai, mai dau o comandă de mâncare, mă mult mai bine acasă. Ce înseamnă să lucrez de acasă? Sunt curios dacă pe viitor va trebui să mă întorc la birou, oare cum va fi experiența? Că sunt sigur că voi ajunge înapoi în biroul la anumit moment, pentru că e natura jobului și cum se numește, cadrul de progresie care mă va forța într-un fel sau altul, dacă vreau să fac performanță, să mă întorc și la birou. O să fie interesant, o să fie interesant. Dar știți cum e, viața e plină de oportunități. Cel mai bine este să nu ne dăm la o parte din fața lor. Ce avem acolo, doamna Moraru? Prânzul. Așa se zice acum? Prânzul în Londra. Se mănâncă, am înțeles, de prânz. E o tradiție aici în Londra. Când vin Londra și stai mai multe zile, trebuie să mănânci la prânz frozen yogurt. Știi ce mi s-a întâmplat? Aolo. M-a oprit cineva și m-a întrebat de unde mi-am luat snack. Și am zis Deliveroo și a început să râdă, evident. Cum a fost ziua ta? Obositoare. Am nevoie de o săptămână de Sheffield acum ca să-mi revin. Așa. Și pur și simplu simt nevoia să merg acasă, să fac o băiță. Eu care de obicei nu sunt cu băițele. Îmi pare rău că n-am o bubble, cum îi spune? Bombă din aia de baie de la Ruș. O primi oricând să o luăm. Să pun acolo în cadă și să stau așa să vegetez până... Dom'le, ai primit... Stai un pic să te întrerup. Stai doamne acolo pe loc. Da, oprește-te, dom'le, că zici că ai... Să trăiți. Așa, stai acolo. Ai primit foarte multe aprecieri la rochia roșie. Voiam să le arăt și această rochie.
Și acum să le spui și de unde ai achiziționat-o, desigur. De pe Shein, bineînțeles, pentru că mie îmi place să mă îmbrac de pe Shein. Este un site foarte interesant, are lucruri foarte bune, dar și lucruri foarte proaste. Din fericire, am descoperit un brand la ei acolo, se numește Miu Sol și face aceste rochii, astea așa, pe care eu de obicei mi le cumpăr special pentru birou. Când merg la birou să fie o ținută în care să mă simt bine, iar genul ăsta de rochi mă simt foarte, foarte bine în ele, sunt foarte confortabile și materialul e foarte interesant, e așa, nu e nici elastic, dar e foarte moale și mi se pare mie că e foarte calitativ și, bineînțeles, foarte feminine aceste rochițe. Să ne dăm la o parte, pentru că în Londra nu știi niciodată ce te poate lovi, nu-i așa? Și apropo de Shein, am primit astăzi mail că mi-a venit primul pachetel acasă și că l-au livrat cu succes. Acum unde l-au pus și unde l-au lăsat? Data trecută știu că le-am găsit... Le-am găsit îndesate, da, în grădina pe acolo, pe sub niște tufe. Mă rog, ele sunt în pungă, dar vă dați seama. Da, așa ce că abia aștept să ajung acasă. Dacă n-am bombă de baie, măcar am un pachetel să deschid, nu? Planul meu e următorul, apropo de abia aștept să ajungem în Sheffield. Eu abia aștept să ajungem la Noodle Doodle, că de-aia am și plecat la 5 și un pic. Am plecat un pic mai devreme decât ar pleca Delia de obicei, dar ăsta a fost scopul. Mergem? Repede, repede, poate prind și eu un Noodle Doodle. Eu și unde abia aștept tu să ajungi, dar eu abia aștept să ajung în mașină. Păi mai să pot să mă descalz, pentru că tocurile astea, pe cât sunt ele de frumoase și sunt foarte elegante și minunate, pe atât sunt de piciorul stând în pantă toată ziua, nu mai sunt obișnuită, domnule, sunt obișnuită cu papuși de puși, de pluș, de casă. Până una alta, mâine dimineață, la vlog ne vedem. Pa, pa! Pa!